Salut! De ce sunt capabile cele mai musculoase vaci de pe planetă? Cât de mare poate fi o găină sau un curcan? Și la ce pot fi utili caii giganți de o tonă, care sunt crescuți la ferme? Azi veți afla răspunsurile la aceste întrebări și împreună ne vom scufunda în lumea gospodăriilor rurale. În acest episod vă voi arăta animalele gigantice care sunt crescute în fermele din întreaga lume. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Watusi este o altă specie de vite, care se deosebesc cu mărimile lor impunătoare. Dacă supervacile belgiene sunt mari în general, atunci Watusi pot să se laude cu niște coarne super mari și groase. Ele pot ajunge la lungimea de 1 metru sau chiar 2 metri. Aceste coarne ajută animalele să facă față căldurii. Înăuntru coarnelor există un sistem circulator ramificat, care e folosit de către vaci ca un sistem de termoreglare. Pe vreme caldă, sângele care trece prin coarne se răcește de la curenții de aer și scade temperatura întregului corp. Pe lângă termoreglarea neobișnuită, Watusi poate să se laude cu un sistem digestiv excelent. E atât de tare încât poate să proceseze cea mai dură hrană. Datorită caracteristicilor pe care le au, se consideră a fi niște creaturi tenace. Nu este de mirare că vitalitatea lor le-a permis nu numai să supraviețuiască sute de ani în Africa, dar și să se răspândească pe alte continente. Iată și concurentul găinelor Brahma, puiul gigant din Jersey. La momentul dat, anume el este considerat cea mai mare găină din lume. Este în evidență atât prin dimensiunea incredibilă, cât și prin penajul dens. Aceste găini au început să fie crescute în a doua parte a secolului XIX, iar după aproximativ 100 de ani, standardul rasei a fost în sfârșit fixat. Nu degeaba gigantul din Jersey a fost numit gigant, căci la înălțimea de 50 de centimetri, greutatea ajunge la 4,5 kg. Cei mai mari indivizi ajung și la 5 kg. Producția de ouă e peste medie, 165-180 de ouă pe an, iar uneori chiar pot ajunge la 200. Dar dacă sincer, nu cresc atât de rapid cât puii broiler, de aia nu se folosesc în scară largă în această industrie. Gigantul din Jersey e mai degrabă o decorațiune pentru fermă. Un fapt interesant, aceste păsări sunt atât de mari încât nu au nevoie de garduri înalte. Un gard de 1 metru deja este un obstacol prea înalt pentru monștrii din Jersey. Atât de mari sunt. Mangalița. Să ne întoarcem la animale de fermă un pic mai mari. Mangalița este o rasă domestică maghiară de porci, care a fost crescută la mijlocul secolului al XIX-lea cu ajutorul încrucișării. Mangalița este un exemplu perfect de rasă crescută în condiții de fermă. Este un porc mare care nu poate să nu atragă atenția. Trăsătura distinctivă este lâna ondulată care seamănă cu cea a oilor. De aia nu e clar din prima cine e în fața ta, o oaie sau un porc, sau un hibrid. Pe lângă lână și mărime, mangalița se mai poate lăuda cu o caracteristică. Nu are nevoie de îngrijire specială, așa că de când a apărut, această rasă a devenit foarte populară în Ungaria. Porcii acestei specii sunt apreciați nu doar de fermieri, ci și de bucătari. De ce? Pentru că, după cuvintele unora dintre ei, carnea mangaliței nu este departe de vita marmorată. Dar și asta nu-i tot. Cu o educație adecvată, porcii acestei specii pot fi crescuți ca un animal de companie. În acest caz, va fi la fel de blând ca un câine. Supervacile belgiene. Bovinele sunt cele mai comune animale crescute la ferme. Vacile sunt diferite, dar nu toate rasele pot concura cu aceste supervaci belgiene, care mai sunt numite rasa albastru belgian. Sunt niște giganți adevărați din lumea fermierilor și ajunge doar o privire ca să fie clar de ce. Acești monștri au fost crescuți intenționat prin încrucișarea diferitelor rase anumite. Selecția a început în Belgia în anii 1700 și a continuat până ziua de astăzi. Giganții belgieni sunt crescuți și acum în unele ferme. Se deosebesc de frații lor prin dimensiunile pe care le au. Greutatea unei supervaci poate ajunge la 1300 de kg și pare că toate aceste kilograme sunt doar mușchi curați. Așa rezultat a avut loc în urma mutației proteinei miostatina. Din cauza asta, la vaci practic nu se oprește creșterea musculară și ele se pot umfla până ating proporții incredibile. În asta există atât avantaje cât și dezavantaje. Aceste vaci dau carne mai fragedă, cu un procent mai scăzut de grăsime decât vaciule simple. De asemenea, oferă cantități mari de lapte, însă pentru totul trebuie să plătești. Iar acești giganți plătesc cu umflarea frecventă a picioarelor și cu o perioadă scurtă de viață.
Găinile Brahma, vaci cu coarne și mușchi enorm, e foarte tare, dar cum rămâne cu fraților mai mici? De exemplu, găinile. Deși despre găinile Brahma e greu de spus că sunt niște animale mai mici, căci aceste creaturi sunt gigantice spre deosebire de găinile care aleargă prin fermele întregii lumi. Această specie se consideră una dintre cea mai mare din toată lumea. Se deosebesc prin mărimea, pufoșenia și frumusețea penajului. De obicei se deosebesc prin două tipuri, deschise și întunecate. Cele deschise la culoare sunt crescute pentru carne, specie adaptată pentru condiții dure. Cocoșii cântăresc aproximativ 5,5 kg, iar găinile undeva 4,5, adică sunt cu 2 kg mai mari decât găinile simple. Într-un an, de la o găină se poate de obținut între 100 și 120 de ouă cu o greutate de 60 de grame fiecare. Brahma întunecate nu se deosebesc practic cu nimic de rudele lor mai deschise la culoare, cu excepția culorii desigur și diferențele externe dintre femele și masculi. La ferme, așa găini sunt crescute din mai multe motive. În primul rând, din cauza aspectului neobișnuit. A doua cauză, fermierii tind să primească de la ele cât mai multă carne de calitate și ouă mari. A treia cauză, găinile Brahma sunt niște creaturi tenace, rezistente și fără pretenții. Nu sunt pretențioase la condițiile de întreținere, tolerează perfect frigul și umiditatea și mănâncă ceea cu ce sunt hrănite. Uimitor, dar chiar și aceste găini mari au concurențe în planul dimensiunilor. Rămâneți cu noi să vedeți alți giganți care sunt crescuți în fermele din întreaga lume. Curcanul din Bașchir. În mediu, un curcan cântărește până la 11 kg, iar o curcă până la 5,5 kg. Bun indicator, dar nu și pentru o fermă din Bașchirea. Nu de mult acolo au început să crească curcani uriași de mărimea unui berbec. Într-o încăpere cu o microclimă specială, puii sunt puși în carantină înainte de a fi trimiși părinților. Prima dată această specie a fost crescută în Ural de către niște experți ruși cu ajutorul tehnologiilor străine de ultima generație. Un curcan mediu din această fermă ajunge la 27 de kg. E mai mult decât greutatea unor berbeci. Impresionează și viteza cu care cresc. Ciclul de la ou la adult durează nu mai mult de 4 luni. După cum spun experții, noua producție din Bașchiria este cel mai mare proiect de investiție din zona fostului URSS. Ferma produce peste 70.000 de tone de carne și oferă peste 1.000 de locuri de muncă. Dacă astfel de ferme vor fi deschise în toată lumea, la sigur nu vom avea probleme cu carne de pasăre. Barbanson. Vom termina cu caii, niște animale foarte importante pentru ferme. La diferite ferme putem întâlni o varietate mare de cai, dar doar câteva rase se pot compara cu rasa Barbanson. Caii belgieni de tracțiune, momentan, nu sunt doar unele dintre cele mai mari animale crescute la fermă, dar și unii dintre cei mai mari cai din lume în general. La înălțimea medie la greabăn de aproximativ 170 de cm, calul cântărește aproape o tonă. Anume din cauza asta ei sunt crescuți activ la diferite ferme. Acești cai pot efectua un număr mare de munci grele, în special se descurcă bine în târârea greutăților. De asemenea, nu sunt pretențioși la hrană și îngrijire, nu sunt înclinați la răceală și, necătând la dimensiunile lor, sunt calmi și chiar prietenoși. Rasa Barbanson este utilă nu doar la fermă, fiindcă se deosebește nu doar prin puterea sa, ci și prin aspectul său frumos. Au un fel de ciorap pe picioare din blană neagră. Ei participă activ la expoziții, spectacole și concursuri, la care vin mii de spectatori ce doresc să urmărească acești giganți uimitori. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care animal din episodul nostru de astăzi v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!